aceasta este una dintre numeroasele case care s-au prăbușit aici în Dureș și în acest moment sub dărâmături cel puțin două persoane și-au pierdut viața. Autoritățile încearcă acum să recupereze cadavrele de acolo. Echipele de salvatori au făcut noapte albă în căutarea supraviețuitorilor în ruinele clădirilor prăbușite din portul Adriatic Dureș. Aici s-au înregistrat cele mai multe victime, dar și pagube. Oamenii rămași fără adăpost au petrecut noaptea afară în frig. Mii de locuitori din orașul Dureș și-au petrecut noaptea sub cerul liber de teama replicilor care au continuat pe parcursul întregii zile aici în Albania. Vedeți, în aceste momente, pe acest teren de fotbal, aproape de centrul orașului, sunt bătrâni, copii mici, răniți, oameni care au rămas fără adăpost sau oameni care pur și simplu se tem să se mai întoarcă în case. Premierul albanez a vizitat alături de oficial din guvern una dintre aceste tabere improvizate chiar în orașul cel mai apropiat de epicentru. Lângă Tumană, unde e zona care a avut loc mai multe case dărâmate, sunt construite corturi unde lumea va trece noaptea asta și după aceea vom vedea unde vor fi cazați pe lungă durată. Printre salvatori sunt și 52 de pompieri români acreditați la nivel ONU, alături de câțiva câini antrenați special să găsească victime sub dărâmături. Armata albaneză eforturi de campanie unul după altul pentru a oferi totuși un adăpost, un sprijin celor care și-au părăsit casele de frica unui nou cutremur. Chiar și unitatea română de căutare și salvare din cadrul departamentului pentru situații de urgență a sosit deja în Albania și va intra în misiune în foarte scurt timp, pentru că mai sunt în continuare aproximativ 20 de persoane dispărute, despre care se bănuiește că ar fi prinse sub dărâmături. Românii au ajuns aseară în Albania cu două avioane puse la dispoziție de forțele aeriene române. Cred că primul mare ajutor va fi să folosim resursele de a găsi cei dispăruți sau care se regăsesc sub dărâmături și, bineînțeles, să sprijinim populația care în acest moment a rămas fără adăpost. We are, let's say, in a very dramatic situation and in Albania we have a sentence that in a sad moment and dramatic situation we can recognize a very good friend. And Romania has been one of them. I am very impressed and very touched that from this morning I find a readiness and very good willingness to help my country. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 s-a produs la 30 de kilometri nord-vest de capitala albaneză Tirana, la o adâncime de numai 20 de kilometri. 10 de blocuri și case au fost distruse sau au suferit stricăciuni serioase. Pe o stradă locuințele s-au surpat la rând, de parcă erau făcute din cărți de joc. Imaginați-vă că acest munte de moloz a fost până ieri dimineață un bloc de apartamente cu 4 etaje. Exact cum este clădirea de lângă, care a avut norocul să rămână în picioare. I-am dat avizis că pașaportul energetic nu gămala, ia să se coni de vet. Okay. Kjo është mbesa ime drita caconi që është akoma e humbur në gërmala, nuk e di se ku është. Madje kam kërkuar în mijlocul dezastrului își face loc și speranța. Acesta este momentul când salvatorii au scos un copil dintre dărâmături. Membrii echipelor de intervenție le-au spus iariștilor că una dintre victime, o femeie în vârstă, a murit, dar a reușit să salveze nepotul, protejându-l cu propriul trup. Sute de alți oameni au ajuns în spitale. Cutremurul urmat de mai multe replici puternice a fost resimțit și în sudul Italiei, dar și în alte țări balcanice, până la o distanță de aproape 700 de kilometri. În septembrie, în Albania, a mai fost un cutremur cu magnitudinea de 5,8, care a provocat rănirea a zeci de oameni.